A fost o întrebare scrisă pe, pe internet. Cum are familia creștină părtășie? Cum are familia creștină părtășie? Ha. Părtășie intensivă sau părtășie? Știți că în, în, în familiile creștine nu se ceartă oamenii, au părtășie intensivă. Deci vorbim de părtășie, da? Este un cuvânt biblic și specific lumii creștine. Vă gândiți la o părtășie naturală sau o părtășie la care lucrăm? Pe de o parte, aș putea spune că într-o familie creștină, părtășie ar trebui să fie un lucru natural. Asta e ce e surprinzător pentru mine. Tu ești pocăit, ea e pocăită. Tu ai Duhul Sfânt, ea are Duhul Sfânt. Tu citești Biblia, citește Biblia și între voi doi este o prăpastă peste care nu se poate trece. Ceva nu se leagă la mine. Ceva nu se leagă la mine, da? Deci, dintr-un punct de vedere, între mădularele din același trup, părtășia, nu este o excepție, ci este norma. Pe de altă parte, știind atacurile celui rău, știu că trebuie să lucrăm la părtășie. Dacă aș vorbi de, de familie, părtășia în primul rând trebuie menținută. Eu cred că în momentul în care doi tineri se căsătoresc, există părtășie. Ce ziceți? Dacă atunci nu există, deci în mod normal ei de asta vin, pentru că se iubesc, se înțeleg, se roagă, cred, nu știu ce... Toată problema este să lucrezi la menținerea ei sau la ridicarea ei la un alt nivel. Vedeți, Apostolul spune, v-am scris aceste lucruri pentru ca părtășia noastră să fie. Da? Și le aduce aminte, părtășia noastră este cu. O familie creștină nu ar trebui să uite niciodată că părtășia este în primul rând în jurul lui Hristos. O familie creștină poate avea părtășie în orice dacă nu are în Hristos. Nu ai creștin, așa e? Când spune Apostolul, v-am scris aceste lucruri ca să aveți părtășie cu noi. Știți ce înțeleg? Comunicarea, fie că este scrisă, verbală, non-verbală, ajută la părtășie. Știți care este problema unor bărbați? Nevestele nu simt cu ei. Știți de ce? Pentru că voi și eu nu spunem nimic. Ne așteptăm să avem niște neveste ghicitoare, da? Dacă ar fi ghicitoare, le-am exclude din biserică. Frate, nevasta n-o ghicit. Dar de ce trebuie să ghicească? Deci când vii de la serviciu, necăjit și cu tarea sau așa, nici nu trebuie să faci din nevastă ta paratrăznet, nici nu trebuie să faci coș de gunoi, tomberon și tot ce, toate mizerile din lume să le pui în cap. Dar poate că mi-aș putea deschide gurița un pic să-i spun, dragă, sunt necăjit pentru asta sau mă frământă asta, mă îngrijorează asta. Iar simți cu mine dacă mi-aș deschide gura să vorbesc. Altfel, viața normală. Vin acasă, hani cum ți-a fost ziua? Te servește cu mâncare, tot așteaptă să zici cât e bună fasolea, știi? Când n-ai mai zis nimic, ea zice, nu, îți place? Da, Mm. Și s-a terminat părtășia. Părtășia cu Hristos înseamnă și cuvinte. Vorbesc cu El, El îmi vorbește mie. Părtășia cu soția, cu soțul. La fel vă spun și vouă, v-ați măritat cu ghicitori? Eu știu că ar fi nice să ghicească. Bun, și dacă nu ghicește, ce faci? Îl critici toată viața? Le spun înainte de măritat, măi, fată, dacă ai tot visat să se ducă 11 pe etaje, în brațe sau în spate spunei. Ea nu-i spune. După ce o trecut asta, și ce face? 82 de ani, singurul lucru care îi spune, nici asta n-ai fost în stare, în ziua anunții, să mă duci până la etajul 11. El te-ar duce și cu liftul și cu... Nu A, nu mai izmirea, o trecut. Frumos. Deci 82 de ani ai de lucru acum. N-ai fost în stare. Doar cum era, că spuneai, mă, nu m-am gândit în viața mea să iau unul cam sclăbuț ca tine. Și trebuie să spun, nici eu nu m-am gândit să mă dezvolt atât de tare în toate privințele. Dar nu știu cum să-ți mărturisesc. Toată viața mea, când m-am văzut mireasă, m-am văzut portată pe aripi de vulturi. Am putea găsi o variantă și fii liniștit că la. O văzut, papa, ai marinarul, ceva, găsește el, ce iubire, te duc cu liftul, te țin în brațe, în lift, 11 etaje. Băi, zici, ai găsit, ești băiat e deștept, de asta mă rid. Dar îi spui, părtășia ține de comunicare, da? Unde suntem bine, v-am spus, Dumnezeu și când e supărat comunică și comunică frumos. Părtășie în rugăciune, știți cum e asta, părtășie în rugăciune. Ca să ai părtășie în rugăciune, ce ar trebui să faci? Să vorbești vreo 25 de ani despre rugăciune. Am, am vrut să spun, nu mai știu dacă am spus la întâlnirea cu păstori, acum când am fost miercuri, sau le-am spus la masă, care discutam, că vorbeam despre misiune și altele, și am vrut să le dau așa o chestie deep, știi, chiar adâncă. Dacă vrei să faci misiune, cel mai important lucru este, noi nu avem numai, ori cel mai important, ori șapte, știi, dar spuneți-mi, dacă vrei să faci misiune, cel mai important lucru ce este? Să faci misiune. Deci dacă stai până vei fi perfect pentru misiune, nu faci în viac. Începe să faci misiune. La nivelul la care știi, cum știi cu sinceritate, și misiunea te va pune să te pocăiești și să spui, băi, rău, eu dacă nu mă pocăiesc, să știi că mi a dat seama că nu mă folosește Dumnezeu. Bravo, ai descoperit pe câmpul de misiune că trebuie să te pocăiești, că nu te-am putut lămuri eu. Trebuie să-mi schimb asta, trebuie să cer mai multă putere. Deci noi de multe ori atâta putem vorbi despre părtășie, să nu avem părtășie. Părtășie în rugăciune. Cel mai simplu, rugați-vă împreună. Deci, frate, dar ce să mă rog cu nevasta? Păi ce-ar fi o rugăciune? Te pleci pe genunchi, că nu ești prea bătrân, cu nevasta acolo. Deci, Doamne, am hotărât să avem părtășie în rugăciune. Eu, cum să spun? Eu atâtea lucruri am să-ți spun să n audă nevasta. Că eu nu știu cum să spun în prezența ei. Nici că mă tem, nici că am frământări, nici că... Dar deci, asta o spui în prezența ei, știi? Sau dacă ai începe spunând doar atât, Doamne... Eu nu mă pot ruga cu bărbatul. Nu, nu mă întreba de ce, că aud el, că e aici, de mine. Nu știu, trebuie să mă schimb pe mine, trebuie să o schimb pe ea. Poate că mi-ar plăcea sau poate că pot descoperi ceva, dar la ora actuală nu sunt în stare să mă rog cu nevastă mea. Dacă ai spune lucrul ăsta, ce ai face? Ce ai face? Te-ai rugat împreună. Te Că ea, dacă e înțeleaptă, cum toate sunt înțelepte, după ce închei tu, ar zice, Doamne, eu niciodată nu m-am gândit că ăsta se teme să vorbească cu tine în prezența mea. Oare nu fi în mine un duc de critică? Oare noi i fi? Și începe eu o pocăință din asta, Doamne, schimbă-mă pe mine ca el să se poată ruga, tu ce zici? Amin, Doamne, amin, zi, soră, zi, dar ce-ai ce -ai făcut de fapt? Ce-ai făcut de fapt? te-ai legat împreună. Unii zice, zice, frate, eu nu știu să mă rog. Serios? Nu zic, începe să te rogi. Doamne, eu nu știu să mă rog. Ce-a făcut omul? S-a rugat. Apropo, știți care sunt cel mai faine rugăciuni în biserică? Știți? Știți care sunt cel mai faine? Care vă plac cel mai mult? A celor care nu știu să roage, așa -i? Păi nu le poți uita, frate. De ce astea stați cu baliverne creștine? De astea... Deja. Să vă dau o rugăciune, nu vă dau multe, dar una merită. La București, la o conferință, apare duminică dimineața. Și cine intră pe ușă printre altele? O țigancă. Are țigancă, nu, romă, țigancă, ce să zic, da? Eu sunt de modă veche, da? Eu undeva acolo, pe rând, sora mai acolo, în a doilea rând. Și vine timpul de rugăciune, se roagă pe rând. Ce pe țiganca? Doamne Iisuse, zice eu, după cum știi, n-ar trebui să fiu aici la ora asta, că sunt internată în spitalul cu tare la etajul 2, am și eu problemele mele. Ce credeți că a făcut biserica? A nu, toți s-au trezit, știi? Bine, nu știau nici dacă e de râs, dacă e de plâns în prima fază. Deci, dar primul lucru, toți s-au trezit. Nimeni n-a mai putut sta nepăsător. Să audă și deci continuă. Dar zice, de ce am venit eu aici astăzi? Am venit să-l aduc pe bărbatul meu, care-i aici mai în spate, să-ți promită, Doamne, acum înaintea ta că se pocăiește. Pauză în biserică, că se oprește și ea. Se întoarce înapoi. Promiți, bă! El, știți, spășit, promit, Doamne. Doamne, a promis. Că ce mi-a făcut ăsta mie, Doamne, dar nu, nu, nu își era pe toate, știi? Totuși o dat de înțeles că ar avea multe de spus. Ce mi-a făcut dar acum, Doamne, a promis în prezența ta, ai grijă de el, să se țină de promisiune. Asta a fost punctul 1 în rugăciune, că a avut în două puncte. Și acum, Doamne, zice, pentru ăia care mi-au zis, hai, fă pași. În momentul ăla, toți din biserică, la ce ne-am gândit? Cine sunt, deci vă dați seama că niciunul nu o dormi la rugăciune. Cine sunt ăia care o zis, hai fă paș, cam la cine te-ai fi gândit? La ușiere, bisericii. <laughs> ce ne-am dat noi seama după asta din rugăciune, că ea când nu a apărut, știi, ce-o fi zis? Bă, nu știm, mai vine, hai fă paș, știi la... Ia o -te -te, acum, Doamne, pentru ăia care au zis, hai fă pași Doamne, eu, dacă tu nu mă primești aici, eu nu mai vin. Dar Isuse, dacă tu mă primești aici, eu nu mă tem de ei, Doamne. Milioane de cuțite să vină înspre mine, Doamne, eu de ei nu mă tem, eu cu tine le rezolv. Amin. Concluzia, am vorbit cu cineva, el e botezat în biserică, sau doi membri în biserică, ce-a făcut femeia? Nu, aia cred că s-au pocăit și au rămas pe funcție. Femeia s-a rugat. A, nu s-a rugat clasic, dar s-a rugat bine. Cum a știut ea, în felul ei, cu dialectul ei, cu toate s-a rugat, și noi ce credeți că am zis? Amin. Pentru că nu poți să nu spui amin la o astfel de rugăciune. Deci scuze de genul, frate, noi nu putem avea părtășie, nu, nu trebuie luate în brațe foarte ușor. Poți să spui, nu putem ușor, nu suntem obișniți. Deci, eu am uitat întrebarea, dar dacă întrebarea era dacă putem avea părtășie, este obligator, nu că putem? cum putem avea părtășie, așa cum pot avea părtășie cu tine, cu altcineva, să dezvolte relații, trebuie să învățăm să le avem și în casa noastră. Să știți că este un mare pericol, o mare luptă. Nu știu dacă voi ați întâlnit, dar nu este prea greu să întâlnești, un bărbat care pleacă dintr-un capăt al Londrei cu metrou până în celălalt capăt al Londrei, știți pentru ce? Să se întâlnească cu un frate sau doi să se roage în ce bază, că au găsit un verset în Biblie, dacă doi sau trei se învoiesc. Dar eu nu știu, ca să te duci totuși la o întâlnire, bănuiesc că nici nu te poți duce oricum, te mai speli un pic, te mai, nu știu ce, e gratis pe metro la voi sau... <laughs> Deci mai te și cheaptă, mai și dai niște bani să te duci să împlinești un verset din Biblie. Știi ce? Nu m-ar surprinde pe mine. Să stau de vorbă cu fratele, să spun, frate, deci te duci până în capăt o oră și o jumătate să te rogi cu Super! mi e singur? Oh, nu ce prin harul Domnului am o nevastă și 14 copii. Amin, mulți înainte. La copii pot, la nevastă nu poți. Să se... Și nevasta e pocăită, da, da, e pocăită, serioasă, doar ea s rabdă pe el. Și copiii, păi zice, acum sunt mărișori, șapte din ei sunt botezați. Deci el are șapte botezați în casă și cu nevasta opt. Din ăștia opt, dacă ei s-ar uni împreună, ar fi doi sau trei. Cât l-ar costa pe el ca bani să se roage cu familia? Că nu merge cu metrou din bucătărie în sufragerie. Păi în loc să fac o oră și jumătate, dacă nu mă un sfert din el, s-ar ruga cu nevasta și copiii. Oare l-ar scos la Domnul? Nici nu-i trece prin cap că s-ar putea ruga cu nevasta și copii, Ca să nu mai zic că nu poate. Că atunci ai putea aplica Ioan care spune cine zice că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, și nu-și iubește nevasta pe care o vede, tătă ziulica, sau nu-și soțul pe care îl vede, este... Da, dar Ioan zice asta în dragoste, asta e diferența. Apostolul iubirii, așa ți le taie scurt și... Deci părtășia nu este un lucru ușor. Într-unul din, din, cursurile mele am, am o chestie din asta pe altarul familiei, dărâmat sau în flăcări. Și cred că în multe case altarul familiei ar, ar trebui să fie măcar zidit, dacă nu în flăcări. Ca să nu vă pun prea mult jar pe conștiință, vă felicit dacă puteți să aveți o ore de părtășie și multe alte lucruri. Noi n-am putut să le avem foarte mult. Am încercat măcar un minim. Am încercat măcar o dată în zi după ce au mai crescut copiii, nu vorbesc când erau mici, am încercat măcar o dată în zi să luăm masa împreună. N-a fost ușor. Dar am încercat măcar o dată în zi să luăm masa împreună. Un alt lucru. Cu chin, cu vai, că nevastă mi-a gândit altfel, am încercat să schimbăm poizioara, poftă bună, mulțumim și la masă nu vorbim. La noi a fost, la masă ne rugăm toți, și la masă vorbim, mai cu gura plină, mai goală, am avut grijă cu umbrela totuși să-l avertizăm pălălă, la vezi că vine. Pentru că am zis, dacă nu ne rugăm măcar acum, dacă nu discutăm măcar acum, când? Dacă voi vă puteți face mult mai multe ocazii, e super fain și să vă creați ocazii, să puneți ocazii în agenda, nu lăsați așa după oreche când îți avea timp, nu aveți timp în viață. Dar așa cum ne punem diferite lucruri pe agenda, că trebuie să mergem la familia respectivă împreună, trebuie să facem cumpărături împreună sau altceva, puneți pe agenda să avem timp împreună. Timp noi, timp cu copiii. Un lucru care pot să vă spun din proprie experiență, ieri am fost eu și geanta, astăzi sunt eu și nevasta, între timp copiii au și venit, au și crescut și au și plecat. Nu știu când. Deși am încercat să avem multe în familie, îmi pare rău că nu m-am bătut mai mult cu pernele cu ei. Hai ce fain era! Din alea, dar el știi să zboare din ele. Merita să se întoarce în casa pe dos mai mult. Oh, câte merita să facem împreună. Deși am făcut destul de multe, merita să facem mai multe. Asta va sugera, mai faceți mizerie împreună cu copiii. Și dacă nevestele mai... Vă mai iartă el. Am o rugăminte, surorile. Nu numărați scamele. Dacă sunteți una, cum mi-a zis o familie, știi? O soră, folosesc-o ca exemplu, dar eu zis fata și-a rămas și ea șocată. Deci eram agitată într-o zi, nu știu ce, și fata zice, mama, 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 oprește-te un pic. Zice, m-am oprit, dar nu-ți ies scamele la inventar? Aia știi că nu au auzit? Mamă, zice, tu nu vezi că ne întorci pe toți pe dos toată casa? Ce, nu ți ies camele la inventar? Adică știi cum? Iar, Bă, și mie îmi place curățenia. Păi dacă ne meriți prunci ca așa noștri, eu vă spun că așa e și dacă n-ai părtășie în comunicare, că toate toți așa, toate erau copii mici, am venit de acasă din oraș, în sufragerie, au fost cam Hiroshima și Nagasaki. Nu mai, mi-a fost cumva să-i zic la nevastă că, da, m-am gândit eu, lasă, băi, că fac eu o chestie, îi dau o lecție. Am transpirat, nu știu, jumătate de oră, 45 de minute, am făcut sufrageria lună, așa, totul la loc. M-am murcat în mașină, m-am dus și mi-am făcut treburile, vrunceați ceva. Când vin înapoi, am că am greșit adresa. Știi, mult uit acolo, nevasta asta și zâmbește. Ai crezut că nu fac? Ce să mai zic, știi? Am zis, băi, ăștia noștri, nenorocire ce făcea. Păi ce să te bați toată ziua cu ei? Lasă-i, frate. Trebuia să împrăști și eu mai mult, poate, cu ei. Și ce era dacă erau câteva împrăștiate? Și în ideea asta, că îți vine un mosafir, am trecut și peste asta. Băi, frate, nu-ți convine cum în casă la mine, nu te mai invit. Dacă vii pentru păpuși și pentru asta, te când am văzut că comentezi, frate, eu că vreau în 5 minute la birou bisericii. Nu comentez nimic că ține administratorul Adică te primesc în casa mea, mai și zici că, a, și-a făcut sora Iuga, că, și-a făcut sora Iuga dacă prunci ăștia sălbatici. Să batici, asta este frate, sau fac o doctrină din asta. Dar că Ileana aici, o să faceți cunoștință cu ea dacă nu o știți, știu un lucru care l-am reținut de la maică da. Că în sistemul, noi, vezi, nu ne-am spus niciodată, dar le spun acum, în sistemul românesc ați rămas și voi cu scuzele. Vai, frate, eu ce nu mi-au ieșit macaroanele bine. Știi, oricât are și nu. Să nu vă uitați în colțul ăla. Eu, cum să spun, dacă vreți să nu văd în casă ceva, nu ziceți nimic. Dacă mai zis, nu te uita în colț. Păi, frate, eu sunt acolo. Na, și m-am dus odată la ei. Eram prunc. Nu știu dacă eram la liceu, știi. M-am dus, nu știu, până la cele tai că s-au reparat în fine, mai fi dus cu ceva. Și mai că s-a lucrat la un război din ăsta țărănesc, cum se lucrează la noi. Ce eu fi părut dumnea ei, nu? Că ar trebui să spună că nu știu ce nu au făcut în casă, știi? Să se justifice față de mine, de copil. Eu cred că și de era bombă acolo. Nu o vedeam dacă... și... Dar mi-a spus un lucru care nu l-am uitat niciodată. O să știți, frate ca... poate că ar trebui să mai mătur un pic pe aici, dar zice, m-am gândit așa, dacă toată ziua stau și mătur, la sfârșitul vieții, singura mea realizare ar fi o grămadă mare de gunoi. Păi când am auzit chestia asta, bă, câtă înțelepciune la femeia asta, ea s-a gândit până la sfârșitul vieții și și-a propus la sfârșitul vieții să nu arate o grămadă mare de gunoi, ci să poată arăta altceva. Poate că asta ar trebui să vă spună unora ceva. Nu mai spălați geamurile toată ziua și culegeți scame, mai jucați-vă cu bărbatul. Așa scrie în Biblie, soră, ce din grunzi? Nu, nu e încruntat. Ai zâmbit, ești măritată. Nu. Și atunci, de ce, de ce ai zâmbit când am zis o chestia asta? Că eu nu pun întrebări indiscrete, doar directe. De ce ai zâmbit? Uite, mărturisește și îți dau un cadou, fică. Te-ai gândit la Biblie, așa e? Te-ai gândit la Biblie? Da? La ce credeți că s-o gândit ea din Biblie? Nu, Avram și Sara s-au jucat, scrie în Biblie, da? Ce s-au jucat? Ping-pong. Vă că și tu citești Biblia. Îți place, îți place versetul ăla, nu? Eu nu știu ce s-au jucat, e ping-pong sau ce, dar așa s-au jucat că păgânul ăla ce, uitat, păgeam, ce Bă, zic, prostit, s-a uitat pe geam, ce și-o da seama? Mă zic, ăsta m prostit, nu-i sorul ăsta. Eu zic surorilor, mai jucați-vă cu soțul că ei s-ar juca așa. Noi tot cu jucăriile noastre. Asta e viața de familie reală din Biblie, da? Deci părtășia poate fi în multe feluri, care o aveți, nu o distrugeți, ridicați-o la un nivel mai înalt, nu poți avea părtășia autentică fără Domnul. Dar cu Domnul și cu ajutorul Lui, și vedeți când ne apropiem mai mult de Domnul, în mod automat, cum este un singur Domn, ne apropiem mai mult unul de celălalt. Tu vin spre Domnul, ea vine spre Domnul și vă întâlniți acolo și e bine că Domnul poate fi în sufragerie și peste tot. O altă întrebare era, și puteți să puneți cealaltă întrebare, și o să dau varianta scurtă, dacă Adam și Eva, înainte de păcătuire, au cunoscut binele și rău? Să vă dau varianta scurtă, teologică. Binele l-au cunoscut pentru că binele ce însemna? Să asculți de Dumnezeu. Și Dumnezeu tot ce le-a spus să facă a fost bine. Deci cei binele le experimentau în fiecare zi în ascultare de Dumnezeu. De deci ce, apropo, când vă gândiți la bine, nu mai decideți binele cum vreți voi. Binele înseamnă în voia lui Dumnezeu în fiecare ocazie. Răul l-au cunoscut sau nu? nu din experiență. Ei n-au știut răul din experiență. Pentru ei răul era o problemă de credință. Dumnezeu a spus că e rău să luăm din pom, n-au experimentat răul, dar o vreme au crezut că rău este ceea ce spune Dumnezeu că e rău, da? A venit diavolul, le-a făcut o promisiune mâncați, nu ascultați și veți cunoaște binele și răul, dar nu le-a spus până la capăt. Și după ce au mâncat, au cunoscut binele și răul. Cum? Binele l-au cunoscut din amintire și răul din experiență. Dumnezeu intenționează să cunoaștem răul prin credință și binele prin experiență. Asta înseamnă să ascultăm mereu de El. Prin neascultare și ce am ajuns noi? Să cunoaștem răul din experiență și binele cum? Prin credință. Va fi odată, soră, va fi odată, Domnul va lucra pentru că e problema ascultării sau neascultării. Dar, ca să nu, ca să nu coborâm imaginea lui Dumnezeu, ca să nu-L supărăm pe Dumnezeu, la Adam și Eva trebuie să privim la niște oameni care au avut tot ce le trebuie, au cunoscut tot ce trebuia să cunoască și n-au ascultat. Îi apreciez pe amândoi că atunci când îi cheamă Dumnezeu la judecată, niciunul nu se scuză și niciunul nu acuză. Chiar dacă unii vă spun că acuză, nu, eu, eu cred că nici Adam nu acuză. Ei descriu evenimentele. Cum s-a petrecut? Adam spune cum s-a petrecut. A venit nevasta, mi-a oferit și eu, n-am fost beat, n-am fost drogat, n-am fost somnuros, eu în mod liber am ales să mănânc. Așa s-a petrecut. Spuneți-mi bărbaților, de ce a ales Adam să mănânce? De ce? O iubea pe Eva? Vă dau trei fraze să-mi spuneți care e adevărată și care nu e adevărată. Primul. Prima. Adam o iubea pe Eva. Adevărat sau fals? Adevărat, fără nicio discuție. Doi. Adam credea că dacă mănâncă din pom, moare. A treilea, Adam a lăsat-o pe Eva să mănânce. Care? Prima e adevărată. O iubea pe Eva. A treia. Cum? A lăsat-o să mănânce. Păi e adevărată că a lăsat-o. Da, a doua. Adam credea că dacă Eva mănâncă, moare. Nu mai credea. E fals. Aici s-a schimbat. De aceea în teologie va spune Apostolul Pavel că Adam e vinovat, bărbatul. Eu cred că Adam în timp ce l-a ascultat pe satan, hotărât că nu veți muri, dacă el ar mai fi crezut 100% că Eva moare, o lăsa să mănânce. Pe păi nu, că o iubea și îi dădea peste mână, spunea iubire. Mai bine cu mâna vânătă decât în sicriu. Ce fac eu? E singura care o am? A, unii zice, păi nu frate, că o lăsat, o să scape de ea, știu, o crezut. Bună, care e logica? Adică înțeleg că te-ai săturat de ea și o lasă să mănânce, tu crezi că moare, dar care e logica după ce mănâncă, de ce mănânci și tu? Adică dacă ai vrea să scapi de nevastă pe chestia asta, oricum mai rămâne cu Dumnezeu că nu mai iubește și n-ai avut grijă de ea, dacă ai vrea să scapi de ea, o lasă să mănânce din mango, că mango a fost număr. Credeți-mă, deci mango fost, că mango e bun. e chiar bun așa, da? O lăsa să mănânce din mango sau din pară sau din prună și când Eva zicea, cască gura și închide ochii, cum ne jucam când eram el ce zicea? Iubire, nu? Păi eu cred ce-o spus Dumnezeu, nu vreau să crăp. Bun, și eu ce fac? ne o vedea la cele țărmuri unde sunt nu mai mângâieri. Dar el a mâncat. Deci e clar că și el a fost înșelat. Unii o zis că Adam, tot așa au fost și el, numai să gândiți și prima dată, lady first. A fost gentleman, au lăsat-o pe ea. Deci, în dreptul lor, n-are rost. Eu am fost la o întâlnire unde discutam despre o persoană, că așa era cazul, și persoana era de față și persoana a spus, să zicem, îl luăm pe el aici, că e cu noi, spune, bă, fraților, domne, l-a mințit pe el, mi rușine, l-a mirușine, -am mințit. De data nu l-a mințit de sută de ori, dar de data aia l-a mințit, știi? Prietenul lui zice, frațul, să vă explic, că el nu a mințit de fapt. Și atunci când a fost o chestie din asta, când un coleg lua apărarea nu știu cui și s-a ridicat altul și a spus, auzi, băi, Vasile, sau cum l-a fi chemat, ascultă, nu încerca să ne convingi pe noi că nu e adevărat, ce-o zis la în cauză că e adevărat. Deci acum când Dumnezeu spune că Adam o greșit, că Eva o greșit, că sunt vinovați, că au avut toate cunoștințele, că nu puteau să nu asculte și toate, când ei recunosc că sunt vinovați, să nu încercăm noi să-i scoatem nevinovați, ci să învățăm o lecție. Dacă nu suntem atenți, cât am fi de sfinți și de informați și de toate, satana ne poate amăgi și pe noi. Că singura experiență cu satana, asta este. După ce îți promite de toate, când termin finalul, ce trebuie să spui? Șarpele ma. a fentat. Păi dar la asta e bun. Spune că e tatăl minciunii și de când tot asta face. Dar dacă ți-ar spune diavolul pe cuvântul meu de onoare, ce zice? Asta e o minciună 100%, cuvânt de onoare. Păi dacă el nu mă știe, nu să mintă. M-am gândit la o chestie în asta să fabulez. imaginează că s-ar duce diavolul la un prunc pocăit din biserică și ar spune, băi, ghiță, tu știi cine sunt eu? <laughs> Am auzit. Băi, deci eu satana, tu ai auzit multe despre mine, dar ascultă-mă, eu sunt mai drag decât dracii. Deci e nu în stare nici păstorul, nici doctor, teologi, nimeni nu e în stare să explice cât eu de drag. Eu chiar îți drag. Deci eu când vreau, fac niște drăcovenii că voi nu vă poate trece prin minte. ăsta s eu, adevărul curat. Dar, un lucru care nu-mi place la voi. Voi nu sunteți cinstiți 100%. În ce sens? Nimeni nu spune, și uite să o spun eu, nimeni nu spune că eu, satana, drac împelițat mai tare decât îți imaginez, am câteodată niște momente mai bune. Și așa când mi se pune pata pe cineva, chiar pot să-l ajut și să-l fericesc. Și uite, pentru că mi-ai căzut cu tronc, ăsta e un moment de ăsta unic. Te-am ales pe tine, nu să fac drăcovenii cu tine, deși aș putea să te fentești și să fac din tine varză, frate, în trei minute. Aș face din tine ce nu ți-ai imaginat niciodată. Uite, pentru tine am hotărât eu, dracu, să-ți fac niște chestii faine, Ionuț. E ziua ta norocoasă. Ce zici? Păi, da, băi, harul lui Dumnezeu că tu e... Și după ce îți arată chestia norocoasă, zice, nu știu dacă ți-am spus la început că eu sunt drac și că eu fac ce nu s-o trecut prin minte. Asta am făcut și cu tine. Te-am amăgit. Deci definiția este satana și satana, punct. Și dacă vrem ca familie, ca oameni, să n-avem de-a face cu el, singura expresie bună e cea care a zis Domnul Iisus, înapoi a mea, satanul, asta ar trebui să fie mentalitatea noastră, mai bine mor de foame cu Iisus decât să am toate bogățiile cu tine, mai bine bolnav cu Iisus decât sănătos cu tine, mai bine în moarte cu Iisus decât în viață cu tine, este singura noastră șansă. Întrebare! Când plecăm acasă. Facem pauză. Deci, din punctul meu de vedere, eu aș avea multe să vă spun, dar știți ai cu ghiștele, nu? Nu, nu știți? E de la evrei, știți că la evrei lucrurile sunt diferite. Voi sunteți în pauză, apropo. Deci nu puteți să vă ridicați, să plecați, să stați în cap, treaba voastră. La evrei nu e așa ca la pocăiți, că dacă vrei îl bagi în seamă pe păstor la evrei, domne, rabinul e rabin, te duci, întrebi, îl asculti și orice problemă te duci la rabin. Unul îi mureau gâștele, știi? Și merge la rabin. Rabine, am o problemă, mor gâștele. O, oh, îi stai liniștit, zici, am o rețetă, te duci acasă, pui asta în mâncare, și mâine zice, vii și îmi spui cum stau lucrurile, vine a doua zi, cum îi rabine zice, morgăștele, stai liniștit că am altă rețetă. Te duci acasă, le pui asta cu tare, vii și... Vine cum e, morgăștele, vii, am altă rețetă. Și după câteva zile nu mai apare evreu. Se întâlnește rabinul cu el pe stradă, Iți zic, n-ai mai venit la mine. Deci eu mai am sfaturi. Deci, cum stați cu ghiștele? Pauză, nu?